Bună ziua, dragii mei! Sunteți la o nouă ediție a Poveștii de Vineri, iar eu sunt scriitorul Petre Crăciun. Pentru astăzi v-am pregătit o nouă poveste dintr-un volum pe care dumneavoastră îl știți, și anume Povești din Țara Copiilor Fericiți, volum publicat la editura Zorio și ilustrat de Anca Smărândari. Iar pentru astăzi am pregătit o poveste foarte îndrăgită de către copiii de pretutindeni și de aici și din Republica Moldova. Ea se numește Motanul Fermecat și Țara Baloanelor Colorate. Și vreau neapărat să vă arăt și desenul cu care Anca Smărândache deschide această poveste. Să-i dăm drumul! Multe s-au văzut pe această lume, dar ceea ce am să vă povestesc mai departe, dragi copii, întrece cu mult orice închipuire. Însă cele povestite mie de un copil serios pe nume George sunt cât se poate de reale. În urmă cu 3 ani, George, un băiat bun, dar spre rușinea lui cam răsfățat și cam leneș, de nimeni nu-i perfect, găsise pe stradă o pisică fără stăpân, mai exact un motan mare și vărgat ca un tigru în miniatură. L-a luat acasă, l-a îngrijit pentru că era săracul tare nemâncat și a citit în fiecare seară câte o poveste. Vai, ce fericit motanul acela! Vă dați seama, în fiecare seară câte o poveste. Obosit de drumurile pe care le făcuse numai el știe pe unde, motanul asculta nemișcat povestea spusă de copil. Era atent, ca și cum înțelegea cele spuse, și era extraordinar de atent. Dar, după cum veți vedea mai departe, el chiar înțelegea, dragii mei, pentru că nu era mâță proastă, cum am putea spune noi, ci una fermecată, chiar dacă ajunsese pe stradă. Se mai întâmplă uneori. După vreo 2 săptămâni, motanul era pus pe picioare, blana era lucioasă și privirea ageră. După masa de seară, când George se pregătea să-i citească obișnuita poveste, iată că motanul prinde glas și vorbește ca orice om, speriindu-l pe copil. Stai, stăpâne, nu te speria, pentru că eu sunt Cotoșman Ban. Da, Cotoșman Ban, un motan fermecat, cel mai puternic din tot neamul pisicesc. Copilul se uită speriat prin cameră, neștiind de unde vine acel glas. Poate intrase cineva în încăpere? Da, de unde? Tigratul era cel care vorbea și care se lăuda în fața lui. Tu ești chiar un motan fermecat? Întrebă George, care nu-și mai găsea cuvintele. Sunt fermecat, stăpâne, și am plecat de la palatul meu pentru a cunoaște lumea. La noi este un obicei. Înainte de a urca pe tronul neamului pisicesc, ce tron? Tronul neamului pisicesc, care mi se cuvine, trebuie să umbli prin lume, fără prea mulți bani, pentru a cunoaște necazurile și pentru a învăța tot ceea ce se poate de la viață. Nici eu nu m-am putut feri și sustrage de la acest obicei strămoșesc și am început să colin prin lume în lung și în lat. Umbli singur, dragul meu, zise George, nu ai suită, dar tot spui că vei deveni împăratul pisicilor. Eu nu am auzit niciodată de prinț care să umble prin lume fără suită. Da, răspunse motarul, pentru că trebuie să ne dovedim temeritatea, fără niciun fel de ajutoare. Ehei, mult am umblat eu prin lume, iar în călătoria mea aceasta de aproape un an de zile, foarte multe lucruri am văzut. Ai văzut multe țări? Întrebă George. Multe, multe țări și dintre cele mai curioase. Într-o țară, de exemplu, conduceau copii, iar adulții ascultau de poruncile lor. Minunată țară, spuse George. Acolo ar fi trebuit să mă nasc eu. Nici nu poate fi vorba de așa ceva, adăugă Cotoșman Ban, pentru că nu primesc, dragul meu, copii din afara țării.
Păcat, spuse George. Mi-aș fi dorit să le dau niște porunci părinților și profesorilor, să fie cu minți, să asculte, să învețe la toate disciplinele și să obțină note dintre cele mai mari. Mie îmi spui, zise Cotoșman Ban, dar asta nu este cea mai ciudată țară pe care am vizitat-o, pentru că... Spune mai repede, te rog. Nu mai am răbdare, nu mai am răbdare. Spune mai repede, zise George. Ce altă țară ai mai văzut? Una extraordinară, incredibilă, în care se petrec niște lucruri cu adevărat nemai văzute. M-ai făcut curios și vreau să mă duc și pe mine acolo, spuse George foarte decis. Să nu-mi spui, dragul meu, că nu se poate. Motanul fermecă târse ușor, ironic. Apoi îl atinse cu o baghetă pe noul său stăpân. În câteva clipe, dragii mei, se ridicau într-un nor de praf magic, îndreptându-se spre acea țară atât de mult lăudată. După un zbor, care nu știu cât a durat, prin înaltul cerului, George se pomeni pe o câmpie înflorită cu motanul în brațe. Cotoșman Ban sări la picioarele băiatului și începu să dea bucuros din coadă. Gata, stăpâne, gata, gata, am ajuns în țara baloanelor colorate. Bine ai venit! Țara baloanelor colorate? Așa se numește? Nu mi se pare nimic deosebit, pentru că baloane am văzut și eu. Încep să cred că am bătut drumul de pomană. Of, stăpâne, nu te grăbi să tragi concluzia asta, zise motanul, pentru că vei înțelege chiar astăzi cum stau lucrurile. Și acum să mergem, pentru că suntem așteptați la curtea măriei sale, împăratul baloanelor colorate. Auziți și voi, împăratul baloanelor colorate? Ce ciudat! Curtea împărătească era pregătită ca pentru o zi de sărbătoare. Pretutindeni erau multe steaguri multicolore, ghirlande de flori, soldați îmbrăcați în straie de paradă, muzicanți pricepuți și mese pline, dar pline cu toate bunătățile. Toate aceste pregătiri sunt pentru mine? Întrebă George. Sigur, stăpâne, toate aceste pregătiri sunt pentru tine. Venirea unui copil dintr-o altă țară este o mare, mare sărbătoare pentru țara baloanelor colorate. George era foarte mândru că toată împărăția se pregătea să sărbătorească venirea lui. Chiar dacă între noi fie vorba, dar să nu spuneți nimănui. El nu înțelegea motivul pentru care prezența sa acolo ar fi fost chiar așa un motiv de mare sărbătoare. Oare de ce? Împăratul baloanelor colorate era un bătrânel așa trecut bine de 70 de ani, scund, cu un pântec mare, mare cât toate zilele, iar acest împărat îl aștepta pe George în scaunul împărătesc, alături de soția sa, o femeie mai puțin corpulentă, dar nici ea nu era firavă, care stătea alături de el în jilțul împărătesc. George, spuse împăratul baloanelor colorate, nici nu știi când ne bucură prezența ta aici, spuse împăratul. Rare ori, dar rare ori mi-a fost dat să aud lucruri mai bune despre un copil. Am auzit că ești ascultător. Da, da, răspunse George cam șovăielnic, între noi fie vorba. Și harnic, dar harnic, continuă împăratul. Eu te-am lăudat, stăpâne, eu te-am lăudat, spuse Cotoșman Ban. Nu trebuia, spuse George, zău așa, știi că eu de fapt nu sunt chiar cel mai harnic copil din lume. Asta e, mă rog, am și-o defectele mele. Psst, psst, zise Motan, psst, să nu mai spui asta aici. Nu este în interesul tău, este un mare pericol. Psst, să nu mai spui. Tăcere, tăcere. Copilul, care nu înțelegea nimic,
tăcu și se mulțumi să-l asculte mai departe pe împăratul baloanelor colorat. Am auzit că spui mereu adevărul. Că nu știi să minți, spuse și împărăteasa de undeva de lângă împărat. Așa este, luminețile voastre. Așa este, răspunse copilul sfătuit de motan. De unde să știu eu să mint? Mă bucur să aud una ca asta, zise împăratul. Noi avem o mare problemă, dar o mare, mare problemă cu cei care nu sunt ascultători, care mint și care sunt leneși. Știi ce se întâmplă cu cei care nu respectă aceste porunci? Întrebă împăratul, ridicându-se amenințător din jilțul împărătesc. De unde să știu păcatele mele? Zice George, de unde să știu? Eu sunt prima dată în această țară, sunt un biet copil și n-am de unde să știu. Vei vedea imediat, zise împăratul, cerând să fie aduși mai mulți copii și mai mulți oameni mari. Peste câteva clipe, în fața tronului, erau vreo 7-8 copii și adulți. Pentru ce sunt aici? Îl întrebă Maria sa pe unul dintre sfetnicii săi. Luminăția ta, spuse cel întrebat. Cei 3 adulți au fost prinși lenevind, în timp ce tovarășii lor de muncă se osteneau de mama focului. Prea bine, zise împăratul, să aplicăm legea strămoșească. Imediat veni un bătrân îmbrăcat în haine de clown, care îi atinse, bing, cu o baghetă magică pe umăr. În secunda următoare, cei 3 au devenit, baloane de culoare roșie, care au început să se ridice către ferestrele deschise, iar de acolo s-au îndreptat către cer. George se uita nelămurit spre motan, dar acesta îi făcu semn să aibă răbdare, pentru că demonstrația încă nu se termină. Împăratul se apropie de un copil ceva mai mare decât George. Tu pentru ce ești aici? Întrebă Maria sa. Pentru că nu mi-am ascultat părinții, spuse copilul, privindu-l cam încurcat pe împărat. Rău ai făcut, zise craiul, iar pentru asta știi ce te așteaptă. Știu, Maria ta, de acum înainte voi cugeta mai mult înainte să ne socotez sfaturile părinților mei. Bătrânul clown îl atinse și pe el cu bagheta. Bing! Iar acesta deveni imediat un balon verde, un verde frumos, care se alătură celorlalte 2 baloane. George, speriat, fuge la fereastră și se uită cu ochii măriți spre înaltul cerului. Baloanele fluturau în bătaia vântului, unul lângă celălalt. Maria sa continua plimbarea, oprindu-se de astă dată la alți 2 oameni în toată firea. Voi ce vină aveți? Întrebă împăratul. Eu am mințit, spuse unul dintre ei. Mi-a mințit soția, părinții, chiar și copii. Dezgustător, zise craiul. Iar tu? Maria ta, eu am fost trufaș cu oamenii sărmani de pe moșia mea, spuse al doilea, care după straie părea a fi un boier. Trufia este și ea un mare păcat și ne face foarte rău, boierule, și nouă și oamenilor. Știu, Maria ta, dar asta nu este firea, zise boierul destul de bățos. Strunește-o, zise împăratul, altfel nu vei mai simți pământul sub picioare. Nici nu termina de vorbit craiul că bătrânul în straie de clown îi și transformă pe primul într-un balon galben, iar pe cel de-al doilea într-un balon albastru. De acum erau 5 baloane care acoperau cerul. Nu mai dură mult și ultimii 2 copii s-au transformat în 2 baloane, unul galben pentru minciună, iar al doilea roșu pentru trândăveală. George, care, după cum ați înțeles ceva mai înainte, nu era nici el, hai să spunem, ușă de biserică,
sta cu inima cât un purice, ca nu cumva împăratul să-l întrebe dacă este harnic, ascultător sau dacă iubește adevărul. Da. Spre norocul lui, împăratul îl invită la masă, mulțumit de lecția pe care i-o oferis. George nu mai putea răbda, nu mai putu răbda și îl întrebă pe împărat. Măria ta, sunt foarte curios și îngrijorat, trebuie să recunosc. Ce se întâmplă cu nefericiții care au devenit baloane colorate? Trag nădejde că nu stau prea mult cocoțați acolo sus, fără apă, fără mâncare și chiar, să mă scuzați de întrebare, fără posibilitatea de a merge la toalet. Ei, dragul meu, George, spuse împăratul, copiii stau o singură zi, iar cei mari, după vinovăție, două sau trei zile. Nu este o pedeapsă prea grea, dar nici puțin lucru nu este să ajungă de râsul lumii, pentru că în acest timp ceilalți oameni se uită pe cer arătând cu degetul. Uite-l și pe Tudor, a ajuns balon roșu. Sau, așa merită Dragomir, dacă i-a plăcut lenea. Da, i-a plăcut lenea, a ajuns balon. Dragul meu, George, când se văd din nou cu picioarele pe pământ, sunt gata vindecați și altă grijă nu au decât aceea de a spăla rușinea de a fi fost vreodată balon colorat în înaltul cerului, pentru că nu este o rușine mai mare. Apoi împăratul a început să mănânce atât de aprig, încât parcă abia atunci ar fi ieșit din foamete. Motanul se apropie de George și spuse, Maria sa a uitat să spună, e un mare secret, iar voi copii vă rog să nu spuneți nimănui, că împăratul, da, împăratul a fost și el cândva balon colorat. Zise Cotoșman Bar, atent să nu audă împăratul ce-i spunea stăpânului său. Împăratul? Se miră băiatul. Bă, dar pentru care motiv? Pentru că nu se poate abține de la mâncare. Acum nimeni nu mai are voie să mai amintească de acel moment rușinos, iar Maria sa, cum s-a urcat pe tron, a eliminat lipsa de măsură dintre faptele pedepsite. Ce înseamnă să deții, domnule, puterea? O să faci orice. George, cu toate astea, nu se simțea în largul lui, în acea țară unde cei care deveneau baloane colorate îi deveneau și batjocora tuturor. Așa se face că imediat după ce s-a terminat ospățul împăratului dat în cinstea lui, și-a luat rămas bun de la toți și i-a făcut semn motanului fermecat că a venit vremea să se întoarcă acasă. Ceea ce s-a și întâmplat în acea seară. Și uite așa, dragii mei, George s-a ales cu o lecție care i-a ajuns, vă rog să mă credeți, toată viața. Cotoșman Ban, motanul fermecat din povestea mea, a mai făcut o faptă bună înainte de a ajunge împăratul pisicilor și de a se urca, v-am spus eu ceva mai înainte, de a se urca pe tronul neamului pisicesc. Iar eu, cu această ocazie, am aflat o poveste pe care mi-a spus-o George și pe care m-am grăbit să vă împărtășesc și vouă, dragi copii. Nădăjduiesc să învățați și voi din pățania lui George, pentru a nu fi nevoie să vă ducă, dragii mei, și pe voi năzdrăvanul de motan în țara baloanelor colorate. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa, o poveste, dragii mei, din volumul Povești din țara copiilor fericiți. Vă îmbrățișez până săptămâna viitoare și, ca de obicei, vă invit să iubiți poveștile.